Hei. Să te pun undeva pe aici. Să vedem dacă stă cumva. Nu prea cred. Cam așa. Eu am să conduc. Punem centurica. Și o să vorbim. Despre ce o să vorbim? Sincer, nu prea știu. O să vorbim despre starea fără de gânduri. Starea fără de gânduri, practic, nu este deloc grea. Starea fără de gânduri, ca să o atingi, trebuie să ai o anumită tărie. Ce înseamnă să ai o anumită tărie? Trebuie să construiești la atenția ta până devine foarte puternică. Trebuie să construiești, sau mai bine spus, trebuie să întărești atenția ta ca să fie maximă, să nu se îndoaie stânga-dreapta. Unde o pui acolo să rămână. Și doar atunci poți să o întorci către interior și doar atunci poți să rămâi fără gânduri. În momentul în care se transcende intelectul, apoi este o perioadă de acomodare. Perioada de acomodare, din perspectiva mea, durează cel puțin un an, doi ani de zile. Trebuie să te acomodezi cu noul fel de viață. Trebuie să te acomodezi cu noua energie care curge prin tine. Nu este o energie oarecare, în niciun caz. De aceea necesită timp, necesită maturizare. Acum vă spun ceva fucked up. Ceva ce nicio ființă de pe planeta asta încă n-a spus-o public. Eu vă spun. De ce atâtea secrete? În momentul în care ființa atinge maturitatea, în sensul că depășește intelectul și atinge maturitatea, adică trăiește starea de șamadi non-stop, atunci tu poți gândi fără să gândești. Cum sună chestia asta? Sună fucked up. Și așa și este. Este fucked up. Pentru că nu am alte cuvinte să pot să mă explic mai bine. Adică ca și cum, dacă eu vreau să judec ceva, judec, dar fără ca să am fluxul normal cum îl aveam înainte. Este o altfel de judecată. Este o judecată subtilă. Este un alt fel de gândire. Este complet diferit. Se pare că mica mea cameră s-a mișcat și observ că eu conduc excelent. Deci, revenim. Și atunci când gândesc, nu gândesc. Pare foarte absurd, pare chiar mai bine zis paradoxal, și așa și este. Eu în momentul ăsta, când vorbesc, nu am minte. Nu pot să spun că o am. Ea iese și dintr-o dată se oprește. Lucrurile astea așa se întâmplă, pur și simplu, așa sunt. Nu există explicație pentru ele, pur și simplu, așa sunt. Ramana Maharishi spunea ceva foarte frumos. Spunea că el privește și el nu găsește unde este această minte. Total de acord. Odată transcenzi intelectul, nu mai găsești mintea. Mintea nu mai este. Să vrei să o găsești, nu mai e cum. Te poți folosi de funcționalitatea ei, dar tu pe ea nu mai găsești. E ca și cum ai bea un pahar de apă, sau ca și cum ai găsi mereu paharul cu apă, fresh și plin, dar n-ai mai găsi robinetul. Pur și simplu s-ar umple de la sine. Așa este și cu gândirea. Când intelectul se transcende și se atinge la maturitatea ființei, adică într-o perfectă stare de șamadi, mintea pur și simplu apare și mintea pur și simplu dispare. Este un alt fel de mecanism subtil. Nici o minte de pe planeta asta nu poate să înțeleagă ceea ce spun eu acum.
Doar cei care au transcens intelectul, atunci o să vadă că ceea ce spun nu se poate înțelege decât trăit. Și că de-ale spiritualității.